Salut dragi prieteni și bine ați revenit pe canalul meu. Eram eu zilele astea cu un prieten de-al meu și vorbim de challenger, sport și îmi spune că este un challenge, încă stai în flotări, că și mă uit și vă arăt chiar așa aici, challenge-ul. Deci, așa, poți face 2710 flotări în 15 zile. Eu deja sunt la ziua 10-a, astăzi fac ziua 10-a. Este foarte greu pentru că, dați-vă cât mulți flotări trebuie să... de făcut. Dacă le faci repede, nu prea le simți. Dacă le faci repede, dacă le faci încet, le simți tare și probabil să nu termini challenge-ul. Și am zis că da, eu în fiecare zi, când fac aceste flotări, să filmez și după să arăt rezultatul. De exemplu, azi vă arăt o poză la început de acest challenge. Și după cum vedeți, deja o leacă de rezultat este. Și ați arătat o poză la sfârșit. Vă reamintesc că am Instagram, intrați pe Instagram, uitați-vă la mine pe Instagram. Și să începem doar să facem flotările. Hai să ne încălzim. Seria de azi care trebuie să o fac este ziua 10-a, 50, 50, 40, 40, 35, 250 flotări pe azi. Hai să începem! Chestia cea mai grea este că după ce faci 50, se încordează tare mușchii și trebuie să stai, te dezmurțești ca să mai faci încă 50. Hai! Devil in a rage race. Call 911, I'm a killer. You know I hate to come. Foarte cool. Mai avem 40 și 35. Foarte important, după ce faci sport, să beți apă. Și nu vreau să vă învăț chestii despre sport, pentru că nu sunt un personal trainer, dar pot să vă spun chestii. Faceți cât de cât sport în viața asta, pentru că este foarte important să faceți sport. Pentru că dacă nu, vedeți aici? E ca asta. Asta este în plus. Mai am încă 40 și 35. Da, secretul în acest challenge este să le faci foarte rapid. Pentru că dacă le faci încet, cu toate că încet sunt mai efective pentru musculatură, dar e un challenge și eu vreau să-l fac și înseamnă că nu contează cum fac, dar e important să-l fac până la urmă. Vedeți ce țeți de fata Maria? Și am asudat deja. Și hai mai departe. Încă 40. Și după 40 fac presul sau abdomenul sau 40, hai că 40 e foarte puține, ce cu tine, frate, hai că să simte că s-o încărda pe tare mușchi. 31, 39, 20. Mai am încă ultima serie de 35 de flotări, dar eu mereu înainte de asta fac presul ca să dezmurțească mâinile și asta e tot. Ascultați cum fac aer cu spatele și mă beșesc chiar. Eu nu știu cum... Ce, uitați-vă și talent am eu! Ia! Yeah.
mai bine. Cel mai efectiv exercițiu, dar și cel mai greu pentru mine. Vrei să ai rezultate? Asude! Parcă e foc abdomenul. Acest exercițiu se face cu o minge grea, vreo 2-3 kg. Dar eu nu am minge. Dar să iau o minge de fotbal. Mereu este o soluție la orice problemă. Challenge-ul nu costăși în pres, este doar pentru flotări. Acum, nu știu dacă ați văzut, dar eu sunt asudat. Legat pe aici. Pe aici sunt destul de asudat. Foarte important, după ce faceți antrenament, să beți apă. Ține fructe. Să duiți-vă ca fructele se conțină mereu. Ori proteine. Da? Și mâncați. Luați așa. Și eu trebuie să mă duc și la fotbal. Ne vedem mâine cu seria următoare. Salut! Astăzi suntem la o nouă zi de flotări. Eu nu mai țin minte la ce zi a rămas, dar vreau să vă zic că noi am câștigat cupa Arvânii Sporeni, deci cupa raionului. Doar să vă zic așa, uitați așa, este o medalie, așa ca să mă uit din acolo, ca să știți că am câștigat. Hai să începem cu ziua 11, cred că. Ziua 11. Let's go! Trebuie să ne încălzim, ca de obicei. Și după ce ne-am încălzit, haide, eu văd că am ușa poaschi și camera jos, sper că n-am și voastră și ceva. Și după ce ne-am încălzit, haide să începem cu flotările. 55. Următoarea serie este de 50. După asta 40, 35. Hai, 50. Pizdă. Din ce mai tare se simte durerea la mușchi. Deci am ajuns și la ziua 12 și azi stau afară pentru că azi am lucrat puțin, după cum vedeți. Și ca să nu mă duc în casă să nu murdăresc și am zis că deja dacă sunt murdar, des fac flotările afară și fac tot chestiile afară. Și astăzi fac, 60, 50, 40, 40, 35. A, da, sunt la casa bătrânească. Eu aici am crescut. Aici, știți? Oh.
Foarte greu a fost. Acum foarte greu. Pentru că l-am făcut mai rapid, uite, nu pot să țin camera în mână. Dar rezultatul i-au dat. Mă doare, mă. Important să mâncați bine, să beți apă. Și ne vedem mâine cu următoarele exerciții. Pa! Suntem la ziua 13. Trebuie să fac 60, 60, pași 5, pași 5, pași 10. Fuck! Să începem! 60, da? Acum trebuie să facem 3, nu știu, 30, aș mai vreau 30, 45, hai! Fac 45, după care rămâne încă 40, dar înainte de 40 fac abdomenul. Acum a să fac challenge-ul ăla mai departe, flotările. Da, nu mai sunt în cap, sunt la mine, sunt la Elie. Și a să fac challenge-ul cu flotările. Ne încălzim, am urși încep. Asta e mult mai greu, că a să mă râd când ea să uit la mine cum fac flotările. Și a zic că nu le faci corect, una altă. Dar challenge-ul trebuie să câștig până la urmă. Și a să arăt rezultatele, sunt rezultate, chiar văd. Și a să vedeți rezultatele. Deci am ajuns și noi la ziua 14. Mai este ziua asta și încă o zi. Și după cum vedeți, rezultatele deja sunt. Uitați-vă atât. Așa, trebuie să facem 65, 60, 45, 45, 40. Și trebuie să le facem ca să terminăm challenge-ul meu. Adică meu, în care este pe internet. Să începem. Acum 45. Dacă credeți că e ușor, încercați. Și ați vedeți că e ușor. Hai. Hai.
Never give up. Ultimele 40. Uitați acum repede la mâini, da? Observați rezultatul. Dragi prieteni, am făcut și ziua asta. E important să mâncați bine, să beți multă apă. Challenge-ul ăsta fac până la urmă, să vedeți și rezultatul. Bine? Ne vedem mâine! Am ajuns și noi la ultima zi de challenge. 15-a zi. Azi vedem rezultatele după ultima serie. Fac ultima serie și vă arăt rezultatele de la acest challenge. Știu că asta este o zi foarte grea, pentru că chiar trebuie să le fac pe toate. 65, 65, 45, 45, 40. Oh my fucking god. Ca de obicei faci să încălzire, atâtea chestii eu deja am făcut-o. Am terminat challenge-ul. Oficial am terminat acest challenge. Am ales să fac așa video. Dacă serios, nu știu de ce am ales să fac așa video. Hai să vedem rezultatele. Eu chiar singur am observat în parcursul challenge. Se văd rezultatele. Se văd, nu sunt mari, nu sunt enorme, dar sunt. Asta este pieptul. Vedeți? Abdomenul este mai evidențiat. Și cam asta este rezultatul. În sine, pieptul chiar a crescut, observ și eu, tricepsul la fel. Un puțin abdomenul e mai evident. Și cam asta este, dragi prieteni. Dacă serios, nici nu știu de ce am făcut acest vlog, dar uitați-vă la el și dacă vreți să aveți rezultate în 15 zile, să îmbrăcați un tricou, să stăie bine pe voi, faceți acest challenge. Eu am reușit, sunt de acord cu voi că l-am făcut cel mai perfect flotter și cel mai coordinat sau cel mai curat, sau cum vreți voi, dar l-am făcut. Nu sunt ușoare să faci 65 deodată, mai ales în ultima zi. Ați fac niște poze pe Instagram, vă las aici, dați un follow dacă nu vei greu, dar cum ți-e greu să urmărești unul ca mine, nu înțeleg. Cum ți-e greu? Urmăriți-mă. Ați postez o poză înainte, după? Deci, dragi prieteni, gata, hai, ceau.